CSL Minoal Răslatina a sărbătorit sâmbătă 20 de ani de performanță în karateul și judoul oltean. Evenimentul festiv a adunat sportivi, antrenori, dar și oficiali din lumea sportului, oameni care s-au aflat la cârma clubului încă de la începutul existenței acestuia. Nu pot să fiu decât fericit pentru că acest club a avut continuitate și nu numai ca să treacă vremea, ci dacă ne uităm pe acest tablou ca performanțe. Cel puțin două ramuri de sport au excelat, aducând în Slatina titluri naționale, titluri europene, titluri mondiale. Asta înseamnă o muncă asiduă a antrenorilor, o muncă administrativă a conducătorilor și încrederea celor care asigură finanțarea acestui club. Ne bucură foarte mult că avem ocazia, după 20 de ani de muncă, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, după 20 de ani de, eu știu, de concursuri și de lupte în întreceri naționale, internaționale, putem să tragem linie și să facem un bilanț, un bilanț care este extraordinar de bun pentru sportivii noștri. Avem în rândul nostru campioni mondiali, campioni europeni și, bineînțeles, naționali. Este o muncă depusă de ambii antrenori de la karate și de la judo pe parcursul acestor 20 de ani. Primul care a deschis drumul performanței în karateul oltean a fost Ilie Dobre, acum antrenor emerit, care a dus mai departe numele clubului peste hotare, mai întâi ca sportiv, apoi alături de elevii săi. Un moment de împlinire, un moment de satisfacție și de bucurie care ne facem prag de sărbători să ne multiplice sentimentele deosebite pe care le avem. Avem aniversarea 20 de ani de performanță la Clubul Sportiv Aluminiu al Răslatina, unde o pleiadă de sportivi s-au implicat și au reușit pe parcursul acestui timp să performeze la nivel național, balcanic, european și mondial. La sărbătorirea celor 20 de ani de performanță a fost prezent și managerul Gheorghe Dobra, precum și președintele Federației Române de Karate, Nicolae Mărândici. Ce aș putea să le transmit? Cel puțin ca și până acum rezultate, pentru că până acum au fost extraordinari în ceea ce privește și partea sportivă, dar și partea de formare, de caractere, de educație prin karate. Ca și obiective pentru anul 2017 sunt la fel o creștere a numărului de practicanți de karate. Avem un obiectiv foarte important, organizarea primului campionat mondial de karate Fudokan, karate de stil, în Cluj, anul viitor, spre sfârșitul anului. Un obiectiv foarte important pentru noi și foarte solicitant totodată. Și la secția de judo a Clubului Sportiv Aluminiu al Răslatinei au fost obținute performanțe notabile în cei 20 de ani de existență. Începutul a fost foarte greu, nu aveam sală, aveam o sală în partea cealaltă, a fost o popicherie, dar copiii veneau mult mai mult decât vin acum, pentru că erau pasionați de sporturi, acum sunt pasionați de calculatoare. Dar sperăm că noi mai prindem, că avem și rezultate. De exemplu, anul ăsta am văzut sportivi care s-a bătut și la lupte universale, la Unified, care au ieșit vicecampion european. În cadrul evenimentului au avut loc demonstrații de karate și judo, iar la final au fost împărțite diplome, medalii și distinții oficialilor prezenți în sala de la baza sportivă Metalurgistul. Sportivii au primit la final și cadouri din partea lui Moș Crăciun.